Etichetele semafor care clasifică alimentele în funcție de valoarea lor nutrițională vor reveni pe rafturile magazinelor, însă fără a fi obligatorii. Printre excepțiile de la această regulă se numără produsele tradiționale românești, cum ar fi magiunul de topoloveni, salamul de Sibiu și telemeaua de ibănești. Noua variantă a etichetelor va include și un cod QR, ce oferă consumatorilor acces rapid la detalii despre conținutul alimentelor, prin simpla scanare a codului cu telefonul mobil. Deși ideea este apreciată de unii, alții sunt sceptici cu privire la accesibilitatea acestui sistem, în special pentru persoanele în vârstă. Alimentele bogate în fibre și proteine vor primi un scor verde, în timp ce alimentele cu un conținut ridicat de zahăr, sare sau grăsimi vor fi semnalate cu scoruri portocalii sau roșii. Deși aceste etichete au fost interzise anterior de ANPC, acum autoritățile consideră că ele reprezintă o metodă eficientă de informare a consumatorilor. Totuși, implementarea Nutri-Score-ului nu este obligatorie pentru producători, iar magazinele care aleg să folosească acest sistem vor trebui să semnalizeze corespunzător rafturile. Proiectul se află în prezent în consultare publică la Ministerul Economiei, însă reprezentanții micilor comercianți avertizează asupra costurilor suplimentare pe care le-ar aduce aceste modificări, în special în cazul magazinelor de mici dimensiuni.